Vreme capricioasă chiar de sărbători, meteorologii anunță pentru astăzi și mâine ploi în nordul și centrul țării, iar de Reveleon ar putea să ningă. Temperaturile vor scădea simțitor atât ziua cât și noaptea. Mai multe detalii ne oferă colega noastră Augustina Badica. Augustina, te ascultăm! Bun găsit, Stella, bun găsit, doamnelor și domnilor. Potrivit prognozelor meteorologilor, noaptea temperatura aerului va scădea până la minus 8 grade Celsius, iar ziua nu vom avea parte de mai mult de 6 grade cu plus. Totodată, la sfârșit de săptămână, sunt prognozate și primele ninsori. Duminică va ploua slab în nordul țării, luni în centru, iar marți și oamenii care trăiesc în sudul țării se vor putea bucura de primii fulgi de nea.